Bună ziua, Sophie! Cum a fost azi la școală în prima zi? Ne auzim, da? Ce tare ești! Da, să știi că ai dreptate. Într-un fel și eu întotdeauna, după ce se termina o vacanță, indiferent că era cea mare sau una din alea mici, mă simțeam oribil, parcă veneam ca mielul la tăiat. Da. Bine, astăzi vorbim despre ultima zi la acest concurs de la Oslo, Cupa eSport. Și înainte de a începe această ultimă zi, haide să-ți fac o mică recapitulare cu situația în clasament după 6 runde, după 6 jocuri, deci. Pe primul loc se afla Magnus Carlsen cu 12 puncte, așa bolnav cum a jucat acest concurs, reușise totuși 4 victorii, da? 4 meciuri câștigate și 2 meciuri câștigate. Cele 4 meciuri câștigate, el pentru fiecare dintre ele primind 3 puncte, deci 4 ori 3, 12, pentru că toate acele 4 meciuri le-a câștigat doar în urma jocurilor de șah rapid. Deci în niciunul din cele 4 meciuri câștigate n-a avut nevoie de prelungire, adică de Blitz și de Armageddon. La egalitate de puncte cu el era Ramesh Babu Pragnananda, tot 12 puncte, identic ca și Magnus Carlsen, 4 victorii foarte scurte în câte 3 partide și 2 înfrângeri, o înfrângere la Magnus Carlsen și o înfrângere la ăsta, Jan Christoph Duda, tot așa scurte, neavând prelungiri, că dacă ar fi intrat în aceste 2 înfrângeri în prelungiri, ar fi luat totuși un punct. Dar înfrângerile suferite de el, la fel ca și victoriile, n-au avut nevoie de prelungiri, deci după 3 partide, practic, el nu obținuse decât jumătate de punct. Iar pe locul 3 și 4 erau 2 jucători, Jan Christoph Duda și vietnamezul Quang Liem, care și ei aveau 4 victorii, dar aveau câte 11 puncte. De ce? Pentru că în momentul când ai nevoie de prelungiri pentru a obține o victorie, nu ți se mai dau 3 puncte. Deci dacă joci Blitz și Armageddon sau Blitz, doar Blitz, ți se dau doar 2 puncte și se dă și învinsului un punct. Și practic, deci Magnus Carlsen în locul 1, locul 2 era Pragnananda, locul 3 era vietnamezul care a bătuse în joc direct pe Duda și locul 4 Duda. Și am să încep, pentru că aș dori cât mai mult să-ți explic în această oră pe care o avem la dispoziție. Nu facem partide întregi pentru că ne pur și simplu ne consumă prea mult timp și am zis atunci să fac pozițiile din care se rupe momentul, echilibru, ca să spun, în partidă. De fapt, o singură partidă aș dori să-ți o arăt, dar și pe aia numai dacă am timp. Am lăsat-o la urmă. În rest, încep cu meciul dintre Magnus Carlsen și Shakhriyar Mamedyarov. Deci, încă o dată, Sophie, dacă Carlsen l-ar fi bătut pe Rechinu Mamedyarov în 4 partide, deci în urma partidelor de șah rapid, ar fi fost campion la Oslo,
Deci totul depindea de el, pentru că indiferent ce făcea Rameș Babu, chiar dacă bătea și el tot în 4 runde și ar fi făcut același număr de puncte, 12, Magnus Carlsen avea la el victorie directă, da? Și acest meci cu Mamedyarov a fost foarte, foarte ciudat și pot spune că foarte dezamăgitor. Din punctul meu de vedere, săracul Magnus Carlsen s-a văzut clar că este complet cu gândul aiurea. Deci numai la meciul ăsta nu se gândea. Era și bolnav. În plus, am aflat că în paralel el mai juca un concurs tot de șah, de rapid, un meci cu Ucraina, un meci de prietenie. Știi că Ucraina este în război cu Rusia și n-a putut să refuze acea invitație, un meci pe echipe între Norvegia și Ucraina, și toate câștigurile de acolo s-au donat Ucrainei. Deci era ceva aproape obligatoriu pentru el ca și campion mondial. Dar îți dai seama, și bolnav și să joci două meciuri, două concursuri, turnee în paralel, peste măsură într-un fel, și e de înțeles. Și ajungem la această a doua partidă dintre Magnus Carlsen și Shakhriyar Mamedyarov. Prima se terminase remiză și rechinul îl cam scăpase din lăbuță pe Magnus Carlsen. Deci o remiză cu mari emoții pentru Magnus Carlsen, rechinul fiind cu alb și Carlsen fiind cu negru în prima partidă. Și acum în această doua partidă ajungem în acest final în care Mamedyarov, ultima lui mutare, am făcut-o cu roșu, a jucat calul de la F6 la E8 pentru a-l roti la o, adică la D6, da? Și eventual să atace acest pion de la C4. Și aici poziția este complet egală. Deci o pui pe calculator, zice 0-0-0-0, pentru că n-ai ce să-i faci. Dar Magnus Carlsen are chef să complice și să încerce să câștige partida aceasta și face o inexactitate aici care îl duce într-o poziție pasivă în care trebuie să se apere tot timpul. Deci, încă o dată, aici cu rege 2 poziția este egală. Oricât ai încercat să rup echilibru cu acest cal de 6, să zicem, îl joc cal pe 2 și pe urmă vin cu regele aici, pe urmă împinge 4 și pe urmă nema problemă. Dar asta înseamnă puțină pasivitate și Magnus Carlsen se decide aici pentru această continuare A5, care, așa, cu piese puține rămase pe tablă, dintr-o dată ascute foarte mult lupta, dar o ascute în favoarea negrului. Pentru că pur și simplu, Sophie, eu vreau să înțelegi un lucru pe care eu vi l-am mai explicat la tablă. Chiar și așa, în astfel de finaluri cu piese puține pe tablă, este bine să ataci pe partea pe care tu ai avantaj. Pe flancul damei, deci încă o dată înainte de această mutare, pe flancul damei negru are 3 pioni contra 2 albi. Deci eu n-am majoritate pe flancul damei și, ca să spun așa, inițiez focul pe acel plan. Din concepție este ceva greșit. Într-adevăr, la prima vedere pare, păi bine, bine, dar pe urmă ți-l voi lua pe ăsta cu șac, pentru că tu trebuie să bați. Oricum, dacă îl împingi cu atât mai mult, ți-l iau cu șac și pe urmă îți pică și așa. Și Mamedyarov, după ce bate, urmează acest șah. Și zici, mamă, îți mai iau un pion. Dar după rege de 6, Magnus Carlsen își dă seama că nu prea e bine să bată pionul ăla. Pentru că urmează rege C6 și căluțul ăla e prins în cușcă. Este complet afară din joc. După cal B8, ca să nu pierzi eventual, îți joc rege C5 și
Cine se poate bucura aici de pionul liber, doar negru? Ia uite-l, Sofie. De aceea, vrei, nu vrei, aici nu te poți atinge de acest pion. Deci, după rege de 6, și Magnus Carlsen îi joacă aici ca la 4. Cal C7, pion E4, în sfârșit își dă drumul și Magnus la majoritatea pe care o are el pe flancul regelui. 4 pioni, adică împotriva 3 pioni negri. Dar urmează Cal E6, Rege E3 și Cal C5, dorind să schimbe acest căluț și să-și pună în valoare pionii ăștia doi liberi de pe coloana A, pentru că așa cum sunt ei dubli, sunt niște monstruleți pentru alb, ca pericol. E5 șah, evident că nu poți să-l bați că ești angrenat în apărarea căluțului din C5, dar după rege C6 trebuie să retragi calul. Nu-ți poți permite. Deci dacă schimbi calul, ești, intri într-un final clar pierdut de pion, datorită celor doi pion dubli, dar liberi, de pe coloana A. Și în acest moment, Mamedearov îi dă drumul la primul pion dublu, A4, F4, dă repede drumul și Carlsen pe partea asta, A3, ops, G4, stai că acest căluț al meu de la C3 păzește câmpul A2, nu? Deci G4, să dau și eu drumul, Cal E6. F5, G6 ia pe F5, G4 ia pe F5, Cal G7, atacând efectiv acest pion de la F5. Da? Magnus Carlsen joacă aici F6. Dar și după rege E4 ar fi avut probleme, pentru că ar fi urmat rege C5. Și în momentul când acest pion scade, ai și calul atacat. Și pionul ăsta e la 2 pași de fericire. Deci pierzi finalul ăsta, orice vrea. Și atunci Magnus îi dă drumul cu acest F6. Dar calul acum vine înapoi. Și pot spune, uite, un pas mare realizat de negru, care pur și simplu a înghețat acești doi pioni. Ei nu mai pot înainta. Da, nu mai pot efectua niciun fel de spargere, deci deja un plus realizat de către negru, care în continuare are în special acest pion de la A3, care îngheață calul alb la C3, pentru că nu poți pleca, că dintr-o dată joacă A2 și bye bye damă. Și aici vrei, nu vrei, trebuie să te întorci cu regele, să vii cu regele spre pionul ăsta. Rege D3, rege D7, H4, H5 îl blochează, rege E4, rege C6 înapoi, rege D3, hai să facem schimb, na, A5, rege C2, na, cal D4 șah, vrea să ducă la B3, da? Cal D4 șah și ți-am oprit și rege B3, rege B1, Acum Magnus Carlsen zice, pare să-mi pot da drumul și eu cu căluțul, pentru că am înlocuit apărarea câmpului A2. Îl apăr acum, mă apăr de această înaintare cu regele, nu cu căluțul. Rege D7 înapoi, pur și simplu vrea să joace rege E6 și pe urmă să-i pap, bibi. Cal E4, cal F3, atac dublu. Cal G3, bine, ia tu că ți-au și eu. Cal D2, șah. Vrea să ți lea întâi pe ăsta de la C4, să scape de un pion liber alb. Regea 2, calea pe C4. Ți-am luat pionul din C4 și simultan mi-l apăr și pe acest pion din A3. Dar și mamă spune lăbuța pe acest pion. Și acum la rege E6, Magnus face greșeală.
Vezi, Sofie, așa puține piese cum sunt pe table, acest final este foarte complex. Și adevărul este într-adevăr că albumul stă pe bombe mari de tot. Adică el poate supraviețui aici, așa, dar e ca un mers pe sârmă deasupra prăpastiei. Cum s-ar spune? Trebuie să fii bun acrobat. El, săracul, aici joacă acest cal pe patru care decide partida în favoarea lui Mamei de Aro. Normal, trebuia să joci aici mutarea care te ține în viață, ar fi fost cal G3. Și după regia pe E5, să-i dea drumul la pionul liber de pe coloana H cu H5 și după regia pe F6, H6. Iar la acest rege G6 să joace cal F5. Nu poți să bați calul că te uiți la fundul acelui pion cum se duce, se transformă în damă. Și asta este o adevărată poziție de studiu, Sofie, dar în care albul rezistă. Deci dacă îl țin nervii, rezistă. Deci să zicem, după A4 joc rege B1 și după rege H7 joc rege A2. Și nu se vede cum poate negru aici, ca să spun așa, progresa. Pentru că la rândul lui acest cal de la C4 este, ca să spun așa, înghețat pe această poziție pentru a-și apăra pionul din A3. Pion din A3 care dacă va cădea și pionul din A4. Deci poziția asta practic este remiză. Dar Magnus Carlsen nu joacă acel cal G3 și joacă căluțul la F4. Și după rege ia pe E5, partida este pierdută. Încă o dată, nu poți să te duci aici la B3, Sofie, da? Să zici că ți-a menin scalul și când pleacă căluțul să-ți iau și eu pionul. În primul rând, poți să-ți bați simplu calul și tu nu poți să bați niciodată acest cal pentru că pionul meu s-ar duce, s-ar transforma în damă. Deci aici, pur și simplu, trebuie să muți din cal. Dar muți din cal, mai pierzi un pion. Cal D3, șah, regia pe F6. Rege B3, da? Nu poți să-mi bați calul. A4, șah, bate în cal. Nu poți că se duce A2. Trebuie să te duci înapoi. Și rege G6. Practic, asta este, Sofie, în acest moment, calculatorul dă un minus 152. Adică în favoarea negrului. Adică negru ar avea vreo 20 de dame în plus pe tablă. Așa de mare e diferența aici. Așa, el mai încearcă săracul acest cal C5, dar după rege H5 și cal A4 și F5, nici nu mai pierde timpul cu câștigul acestui pion. Cal C3, F4, rege B3. Acum ameni schipurile să-ți bat calul, pentru că acest câmp de la A2 ar fi chipurile controlate de căluțul din C3. Da, dar Mamei de Aro joacă F3 aici. Și așa a pierdut Magnus Carlsen a doua partidă din meci. Scorul era 1-0 pentru Mamei de Aro și ajunge la partida a treia în această poziție în care aici Mamei de Aro este cu albul. Deci rechinul Mamei de Aro este cu albul și Magnus Carlsen este cu negru. Din nou o deschidere groaznică pentru negru și ajungem în poziția asta în care albul are pereche de nebun și un pion în plus. Și calculatorul zice că albul stă mult mai bine aici. Stă aproape la câștig. Deci pentru a obține remiza în această partidă, Magnus Carlsen practic e un fel de dans pe sârmă pentru el. Și trebuia neapărat să obțină remiză pentru ca eventual în a patra partidă de șah rapid să-l bată pe Mamei de Aro și să intre în prelungiri. Deci dacă cumva Magnus Carlsen pierdea această partidă, se făcea 2 jumate la jumate pentru Mamei de Aro
Și a patra partidă de șah rapid nu mai avea sens, pentru că rechinul ar fi rămas cu, chiar dacă ar fi luat bătaie, scorul ar fi devenit 2,5 la 1,5. Deci dacă Carson pierdea această partidă, se termina meciul cu victoria lui Mamed Yarov. Și aici la mutare este albul, are pereche de nebun și pion în plus și joacă nebun E4. O chestie foarte, foarte interesantă aici, Sophie. Deci Carson își dă seama, așa bolnav cum este el, își dă seama că stă pe bombe și practic rechinul aici pur și simplu vrea să bată la G6 cu nebunul și după pe G6 da mă ia pe G6 cu șah, să ți-l iau și pe ăsta și efectiv să-mi fac doi pion liberi și să am și atac de mat la o, adică, da? De aceea nu poți permite albului aici să-l lași să-ți bată la G6. De aceea joacă rege H7. Nebun F3 cu amenințarea să bat la H5, pionul ăsta acum fiind legat. Dar Magnus Carlsen se retrage cu... Deci, stai un pic. Magnus Carlsen se retrage cu regele la... Ca să nu poți să bați, că nu mai e legat acum. Și asistăm la o chestie foarte ciudată aici. Din nou nebun E4, din nou rege H7, din nou nebun F3 și din nou rege G8. Și Carlsen era foarte fericit. Mai repet o dată poziția și mai ales că jucăm și pe calculator, calculatorul să țipe în gura mare că de 3 ori repetarea poziției, remiz. Ne. Rege G2. Practic această repetare de 2 ori a poziției a fost pentru rechin, ca să spun așa, să mai câștige niște timpi. Pentru că încă o dată la fiecare mutare îți dădea 10 secunde și el intrase în criză un pic, rechinul. Deci cu aceste 2 repetări practic a mai câștigat 20 de secunde și aici a... dar numai că a câștigat 20 de secunde, i-a dat într-un fel și mici speranțe lui Carlsen, care greșește aici și joacă turnul. Încercând să-și ia pionul înapoi, Sophie. Da? Pentru că în acest moment aș avea 2 bătăi, da? Și tu n-ai decât o apărare, da? Da, e greșeal. În continuare, calculatorul dă ca cea mai bună linie de rezistență este într-adevăr dublare de piese grele pe coloana A și presiune pe pionul din A2, dar turnul ăsta trebuie să fie la A7, nu la A8, pe dita mai diagonală. Și atunci trebuia să joace turn C7 și eventual pe urmă să joace turn A7. Pentru că dacă joci direct turna 8, pățești ce a pățit săracul Carlsen în partidă. Și s-a pomenit pur și simplu cu mutarea următoare în cap. Și precis nu s-a așteptat la ea, pentru că nu se gândea că rechinul va da perechea de nebuni. Deci pur și simplu Mamed Yarov aici îi joacă nebunea pe C5. Nu poți să bați cu dama, că am turnul la C4. Deci trebuie să bați cu pionul din D6, dar în momentul ăsta, după D5, D6, turnul tău este atacat de nebunul din F3. Și acum, dacă joci turn, normal, cel mai bun ar fi fost într-un fel turn A7, de deci să-ți aperi și pionul din E7 care era atacat și să muți și turnul. Dar și aici, după D7, turn E7 și A4, Mamed Yarov, adică albul, ar scăpa de pionul acela înapoiat, pentru că nu poți să-l bați în pasant, că îți pică nebunul, da? Și poziția e groaznică pentru negru. De aceea foarte curajos aici, la o, adică Carlsen zice și într-un fel bine face. Turna 7 e a doua mutare preferată de calculator, dar prima mutare preferată de calculator este pur și simplu să bată pionul din D6. E7 ia pe D6 și după nebun A8, dama ia pe A8 cu șah. Și acum, după rege G1,
avem o situație în care negru este la mutare, da, are o calitate în minus, dar după ce joacă nebun de 4, își ia calitatea înapoi. Acest tur fiind prins aici ca naiba, cu D6 de 5. Și tu trebuie să dai la o adică turnul pe nebun înapoi. Deci aici să zicem că joci E3, ca să îi alungi ăsta, el tot de 5 îți va juca. Și acum, după turnea pe C5, nebunea pe C5, dama ia pe C5, dama ia pe A2, dama pe 4, într-adevăr rămâi cu un pion în plus cu albul, dar finalul acesta este datorită prezenței damelor pe tablă, este greu de demonstrat că albul ar putea câștiga, să zicem, după un damă pe 1 șah. E greu, dacă nu e imposibil. Nu pot să văd cum scap și de șac și îți promovez pionul liber. Scuze. Îmi vine să sughit. Înseamnă că mă... Da, Sophie, acum asistăm la... Ca să spun așa... Deci, în loc să joace nebun de 4 aici, Magnus Carlsen din nou face o greșeală, cum a mai făcut și meciurile anterioare pierdute, și joacă direct de 5. Uitând că pionul acela din 5 este neapărat. Deci asta de copii mici. Pentru după turnea pe C5 nu mai are absolut nicio șansă de salvare. D4, damă D3. Dama asta vrea neapărat să ajungă la C4, pentru asta vrea să ocolească nebunul ăsta pe ruta D3 C4, chit că mai dă un pion. Și Magnus îl ia. Dar urmează șah și după rege H7, dama F3. Ia uite și mai bine să vină la F3. Și practic aici Magnus Carlsen cedează, pentru că e mat. Cum s-ar spune? De exemplu, dacă joci dama ia pe B3 și zici, pe cum, îmi apăr pionul, nu pot să-l bat. Păi da, dar după dama pe 6 ești mai la H8. Cu turn H8, nu cu dama H8. Deci când împingi, îți dau mat cu turn. Mate. Și așa Sophie, săracul Magnus Carlsen, a pierdut meciul. Și a rămas la 12 puncte. Dar să vedem ce a făcut Ramesh Babu. Săracul care juca cu Anish Giri. Anish Giri nu mai avea în ultima rundă niciun sens să joace. Nu mai avea absolut nicio motivație. Era la mijlocul plutonului. Dar asta e, în fond, totuși îi se dădeau niște mii de euro pentru fiecare partidă câștigată sau meci câștigat, cam așa ceva. Și aici Ramesh Babu Pragnananda este cu albul, este la mutare, pentru că ultima mutare a lui Anish Giri a fost turn F6. Și să-ți fac o mică analiză a poziției, armatele sunt egale, dar te întreb cine atacă aici. Pentru că albul are doi porcușori, unul mare, unul mititel pe linia 7, adică dama și turnul. Dar și Anish negru, adică are un porcușor pe coloana ghie, pionul ăsta este legat și mai are și o baterie damă turn cu dama în față, care se dezlănțuie puternic dacă negru li se poate permite să joace în condiții bune F4, F3, pionul acesta fiind legat. Deci cu duș întors, dar de fapt acest duș întors e numai dus, pentru că albul stă mai prost. Deci puștanul, indianul, nu-și dă seama aici că el este cel atacat, nu Anish Giri, și joacă greșit dama E7. Dar, deci, unica mutare care îl ținea cât de cât în picioare ar fi fost dama D7. Deci când ești sub atac, dar problema e că el nu-și dă seama că
El este sub atac. Deci când e sub atac, dacă și-ar fi pus cum trebuie problema aici, Albu și-ar fi dat seama că el trebuie să lupte pentru remiză, nu este prădător, e pradă, și tot timpul când e sub atac este foarte bine să schimbi piesa cea mai tare care te atacă, în speță dama. Dar el joacă dama E7. Și ăsta e de drum, F3. Puf! Și dintr-o dată forța aceea de damă și turn de pe coloana F începe să se manifeste. Și aici aș dă seama Rameș Babu că a pus-o de mămăligă, cum s-ar spune, și aduce imediat turnul înapoi, un fel de recunoaștere a greșelii asta, Sofie, pentru că dacă părăsești cu porcușor linia 7, este clar că nu mai ai nicio speranță eventual să-l dai mat la H7, nu? Sau adică, de exemplu, te poți întreba aici, dar de ce nu bat? Și când bat, să-ți dau mat. Mate. Păi nu e așa. Că dacă faci chestia asta, îți bat întâi la G2 cu șah. Și îți iau F3-ul cu șah. Și vai și vai de tine. De aceea aici, după F3, Rameș Babu își retrage turnul. Urmează însă simplu E4. Turn E3, turn ea pe G2. Nasol, nu? Și nu poți să bați turnul ăsta, pentru că dacă bați turnul după FG2, poți ceda. Degeaba mai dai un șah. Și mi-am făcut pion liber și ești și mat. Deci nu poți aici, ai damă în priză, ai amenințare din partea negrului, damă pe 2 sau damă pe 1 cu mat. De aceea, vrei, nu vrei, babule, trebuie să joci din rege, rege pe 1. Și într-un fel este de... Poziția este în acest moment complet pierdută de către alb, dar este într-un fel de apreciat cât de mult rezistă. Și până la urmă aduce partida într-un final în care într-adevăr îl pierde, dar îl pierde pentru că are în față un alt mare maestru de top, în speța Nishigiri. Deci partida continuă așa, merge mai repede cu ea. Deci damă G5, amenințând simplu turnea pe F2 șah și după rege F2, damă G2 cu mat, damă E8 șah, unica la părinți, să încerc să caut șacuri. Poate obțin șah etern, rege G7, H6, fiind pierdută partida, evident că albul încearcă să complice cât mai mult lucrurile. Regia pe H6, damă H8, rege G6, damă G8, hai să facem remiză, rege H5. Și acum, practic, ce-și dă seama Rameș Babu? Că dacă mai continuă cu aceste șahuri, regele ăsta va veni ușor și frumos în față. Și tu nu mai ai cu albul pe unde să-i dai șah regelui negru, de aceea trece și preferă să intre în acest final de turnuri. Deci damă ia pe G5, turn ia pe G5, turn H2, înainte de a bate la E4, puteați bate și direct, dar nu se schimba cu nimic. Și în plus vreau să iau la E4 cu șah și să n-ai tu timp să iei la D5, pentru că după rege G4 într-adevăr îl iau cu șah. Dacă aici, să zicem, Sofie, ți-l iau pe ăsta, ți-l iau pe ăsta, da? Așa chipurile să mai au un pion, dar eu oricum în momentul ăsta cu negru am 2 pioni în plus. Și chiar dacă îți dau un pion, regele meu e și mult mai activ decât regele alb. Aici este o poziție în care negru, chiar dacă după ce albul va lua în E4, negru rămâne cu un rege și un pion în plus. Ca să înțelegi mai bine. Știi că regele în final face cam cât un cal. E, regele ăsta face cât o ceapă de gerat. Deci rege G4, turn E4, turn F4.
turn e6, turn ea pd5. Turn g6 șah, rege f5, turn h5 șah, rege e4, turnul din h5 la h6 să ți-l iau pe puful, șah, șah, bang, bang, rege e3, turn șah, turn e4, turn e4, rege e4, turn e6, șah, și acum după rege d3, Pragnananda a cedat acest final în care nu mai avea nicio șansă. În continuare a rămas cu 2 pioni în minus și poziția s-a simplificat prea mult pentru a încerca vreo salvare miraculoasă. A doua partidă din meci, care de fapt era puf, puf, da. Deci asta a fost prima partidă din meci și a doua partidă din meci. Așa. Nu, a treia. Da, că văd că tot Ramesh Babu este cu alb. Deci da, a doua au făcut o remiză. Ia stai să dăm voie și mie, Sofie, că acum mi-am dat seama că aici am greșit. Aici e 7-3. Nu mai un pic. Să nu uit. Știi că eu am ajuns la vârsta în care uit foarte des. Zic o fac și pe urmă nu mai fac. Deci aici e, da. Bun, revenind înapoi, în partida a doua au făcut remiză, Anish Giri fiind cu albul, și a treia partidă, deci Ramesh Babu trebuia neapărat să câștige, să egaleze situația în meci și eventual să intre în prelungiri cu Anish Giri. Și în prelungiri, chiar dacă ar fi luat un bătaie, i s-ar fi dat un punct. Și ar fi avut un punct în fața lui Magnus Carlsen, da? Adică foarte important pentru Ramesh Babu să nu pierdă acest meci la partidele, ca să spun așa, de șah rapid. Și el fiind cu albul aici, joacă acest calia pe A7, care este o greșeală. Deci hai să-ți analizez un pic poziția. Poziția din nou foarte zgubilitică, dar mai ales când joci deschideri cu un as în deschideri, cum este Anish Giri, e foarte dificil să-l surprinzi pe Anish Giri în deschideri cu ceva noutăți, pentru că noutățile care pot să-l surprinzi eventual sunt cam cu gaură toate. Și se vede din această poziție că de fapt negru stă nemaipomenit aici. De ce? În primul rând are un pion dublu, are un pion în plus, deși e dublu, dar are un pion în plus, 2-4-6 contra 5. În al doilea rând, nebunul acela din G2, deși e de cazemată, are activitate 0, barat. Și în al treilea rând, când te uiți, turnul ăla din E2 are o poziție foarte ciudoasă, pentru că trebuie să oprească pătrunderea turnurilor negre atât pe coloana D cât și pe coloana C la C2 și respectiv D2, de-aia stă aici. Iar al doilea turn stă ca naiba acolo și încă doarme. Și aici, normal, trebuie să-ți dai seama din nou că ești pe post de vânat, ceea ce lui Ramesh Babu evident că nu-i convenea. Și, ca să spun așa, el vrea să înfrunte soarta, cum s-ar spune, și bate acest pion. Normal trebuia să joace cal C3. Și aici ar fi fost în dezavantaj, dar putea juca în continuare. Dar Ramesh Babu preferă să-și ia pionul înapoi, pentru că, într-adevăr, în acest moment albul are la fel de mulți pion cât și negru, adică 5. Că mi-a luat pionul înapoi. Da, dar ăsta e pierdut. Și uite ce, Sophie, ce simplu e pierdut. Cal B3, îți atac turnul, deci cu temp. Turn B1, cal D4, îți atac turnul din E2. Turn E3 și turn A4. Bye bye, cal din A7.
Și deși aici partida a mai continuat ceva în speranță, să vezi că ți-am spus că m-am uitat, deci săracul Rameșbabu aici aproape că încremenise după toată manevra asta de cal B3, cal de 4, turna 4 și când a văzut că a pierdut calul nu-i venea să creadă. Și practic în aceste două meciuri cu care, pe care ți le arătai până acum, pur și simplu văzurăm cum primii doi clasați au luat bătăiță. Atât Magnus Carlsen cât și Rameșbabu Pragnananda. Deci practic un fel de colaps pentru amândoi în această ultimă rundă. Amândoi rămânând la 12 puncte. Deci având practic după ce au terminat concursul, i-au avut 4 victorii, dar și 3 înfrângeri în meci. Asta înseamnă că cei doi jucători aflați pe locul 3 și 4 în speță, Ian Christoph Duda și Le Quan Liem, aveau cale liberă spre câștigarea turneului. Pentru că și ei erau în spate, dar doar la un punct, la 11 puncte. Și primul care termină meciul lui este Ian Christoph Duda, care îl bate pe Erik Hansen de nu mai știa de el. Îl bate în 3 partide scurt. Și suntem, din nou ți-am spus, pentru că sunt multe de explicat, suntem la... Asta cât a fost din meci? Stai un pic să mă uit, Sofie. Deci suntem aici și avem... Da. Prima partidă din meci, Erik Hansen, Ian Christoph Duda, s-a ajuns în poziția asta în care Christoph Duda a jucat cala 5. Deschiderea jucată aici este o italiană, precis, în care o italiană înceată, lentă, domălă, deci în care a fost foarte ciudat jucată de către alb, pentru că după acest cal C6-A5 tu cu albul pierzi perechea de neburi. Deci aici este clar că negru stă mai bine. Dar nu mai ai și un pion care este cu roșu, ăla de la D3, care e slăbuț după ce nebunul eventual pleacă de acolo. Și săracul Erik Hansen greșește și joacă nebun B3. Dar este o greșeală de care nu-ți dai seama la prima vedere, pentru că te gândești așa. Îmi bați nebunul, îți voi bate cu pionul, îmi fac coloană liberă pentru turnul meu din A1, da? Deci nu prea poți, bați la D3, o să-ți bat odată la F6 și pe urmă îți bat la A7. Și n-ai ce material să-mi câștigi. Deci ăsta a fost modul de gândire pe care și eu cam tot la fel l-aș gândi. Deci cred că și eu aș fi făcut mutarea asta nebun C4 fără niciun fel de ezitare. De fapt este o greșeală. Aici trebuia să bată la F6. Și după nebun F6 să joace H5. Și după nebunea pe D3, da, dau pionul din D3, da, nu mi-activez turnul, dar am șanse. Nebunea pe D3, dama ia pe D3, da, și chiar dacă schimb dama ia pe D3, turnul ia pe D3, după nebune 3, am șanse de remiză. Chit că am un pion în minus, am șanse de remiză. Pentru că tu ai un cal la A5, am un pion la, adică o pâine de mâncat la A7, calul meu nu va mai sta mult la G3, va veni la E4 sau la F5, meserie. Deci poziția asta este dată de către calculator ca fiind mai bună pentru negru, dar nu cu avantaj decisiv. Ce joacă în schimb Erik Hansen aici? Mutarea normală, nebun B3. Ăsta-i bate. Și acum nu degeaba Ian Christoph Duda, care așa cum vezi din poza din dreapta jos, a câștigat acest turneu, Sofie. Deși turneul ăsta a început pentru el dezastros, a luat bătaie în primul meci de la Magnus Carlsen, dacă îți mai aduce aminte.
Dar aici nu degeaba se vede cum, de ce Ian Cristof Duda s-a calificat la turneul candidaților din iulie. Deci nu bagă în seamă atacul acestui pion. Nu bagă în seamă nici atacul lui asupra pionului din D3. El își dă seama că principala amenințare pentru alb se concretizează în manevra calea pe F6 și pormă H5. Și nu-i place să dea nebunul din G6. De aceea îi joacă H6. Uluitor. Deci nu bate, nu și-a măsuri de... Și să vezi cât de interesant. Pentru că ăsta, Erik Hansen, îi joacă H5, nebun H7, de a juca H6, și zice, dă la tata. Și o să bați aici, fac schimb și bat și la B7. Iau material. Nu este rolul planului conceput de către negru. Deci nu bate nici la D3, nu bate nici la E4, joacă acest cal de 5. Complet depășit de situația albul aici. Poziția asta o pui pe calculator și nu-ți vine să crezi. Dar este o poziție în care nu contează numărul de pioni, contează faptul că regele alb este prins în centrul tablei. Pentru că după turnea pe B7 îi joacă acest cal pe 4. Atac dublu. Și la dama din E2 și la pionul din G2. Și după nebunea pe F4, F4, orice retragere de cal te duce la poziție compromisă. Deci să zicem că joci cal pe 1, după turna 8, urmat de turna 1, ai pierdut imediat partida. Da, aici Erik Hansen, după ce stă, se gândește un pic, zice, bă, bine, bine, dar până acum eu ți-am luat ceva pion, ți-am luat doi pioni, am doi pioni în plus. Și da, îmi vei lua calul, dar eu voi avea trei pioni pe el și face joacă de 4. G3, calea pe G3 și într-adevăr din punct de vedere material albul are 3 pion pe o figură ușoară. Da, dar negru are pereche de nebuni, jocul încă este de mijloc, deci nu este final și ce ți-am spus eu, cum consideră marii maestri jocurile de mijloc cu astfel de decalaje de material care teoretic ar fi egale, deci o piesă ușoară egal 3 pioni. Nu! Un mare maestru tot timpul spune nu. Negru, cum este cazul aici, are o piesă în plus. Puțin îmi pasă mie de pionii tăi. Deci damă C6, din nou atac B7 și G2, n-ai decât damă pe 3. Dama 6, normal că nu schimb dama, nu? Și îți întrerup și rocada, da. Mai dau un pion, nu mă interesează, ți-am prins regele. Turn C7, nebun de 6. Turn C4, pe ideea că poate fac rocada acum, nu? Vezi să nu, șah. Vrei, nu vrei, trebuie să bagi dama în față, că dacă muți rege în sus, ți-l iau pe ăsta cu șah și totul se distruge. Damă de 1, din nou șah. N-ai decât cale 2. Altceva nu ai la dispoziție. Rege de 2 urmează dama ia pe B2 cu mat imediat. Da tot, dama ia pe B2 care te lasă fără dreptul de a mai face rocade. Și aici Erik Hansen și-a dat seama că nu mai are rost să mai joace partida, deci nu poți să faci rocada pentru că ai pierde acest căluț din E2. Poziția asta este imposibil de jucat cu albul. Și trecem la a doua partidă jucată între Erik Hansen și Ian Cristof Duda. Și din nou vorbesc despre ruperea de echilibru. Un final în care efectiv negru are șanse mari de remiză sofie. Deci cu alb este Duda, cu negru este Hansen. El are într-adevăr un pion în minus, dar nebunii sunt de culori diferite. Și dacă n-ar fi turnurile pe tablă, ar fi remiză QR. Și el, fiind la mutare aici, joacă turn H7. O bazaconie. Normal, aici
Trebuia să joace nebun H7. Dar el joacă tur H7. De ce te duci acolo? Eu nu pot să-mi dau seama. Pionul din H6 este apărat. Nebun de 2. Turn de 7 la loc, dându-ți seama că a făcut-o de oaie. Nebun C3. Și ăsta zice, aha, ți-ai pus nebunul pe diagonală mare. Păi vin înapoi și iar ți-l atac pe puf. Rege G3. Tur pe 7. Acum te întreb, bine, bine, dar de ce nu bați acest pion? Păi eu am jucat rege G3, nu ca să-ți dau șahul ăsta, să zbor pionul din F6. Și practic ar fi fost un schimb în care albul rămâne cu un pion în plus, fără a fi dublu, da? Și aici te poți ridica pentru că n-ai decât să zice rege 6, dar ți l-au și pe ăsta tot cu șah. Și pe urmă, după ce zici rege 7, îți joc numai de-al naibii și H5. Și te-ai ridicat. Deci pierzi o figură automat sau calitate. Da? De aceea aici își dă seama după rege G3 care amenință turnul pe 4 că trebuie să-și mai apere odată pionul din F6, de aceea a forțat turn pe 7, turn E4, nebun H5, turn pe 4, șah, rege G6. Și îmi place mutarea următoare, fantastic. Deci încă o dată, Duda asta este te urmări la turneul candidaților, nebunea pe F7, pe F6, scuză-mă, Sofie, și nu poți să-l bați, pentru că joc H7. Deci când bați turnul, scot damă. Când bați pionul, îți iau turnul. Deci în partida a jucat regia pe H6, dar după șah, rege G6, bate, bate, și nebun de 8. Și dintr-o dată vede săracul negru, adică Erik Hansen, că toți pionii ăștia de pe flancul damei sunt pe culoarea nebunului advers. Joacă și el ca disperatul. Nebun G6 încercând să bate și el B3-ul și C4, nu? Da, dar îi pică mult mai mulți. Bung, bung, puf. Și aici a cedat. Pentru că deși nebunii sunt de culori diferite, după nebun B6 îți cade și ultimul pion și tu cu negru va trebui să joci împotriva 3 pioni adversi. Oribil. Cum ai zis tu aici? Oribil, ca de obicei, și vă aud. Și ia uite numai bine, uite, vezi că am știut ce și am mers mai rapid așa, dar de-aia am vrut să... Deci, practic, după ce acest meci s-a terminat, Sophie, toate trei meciurile se terminaseră, dar nu se terminase ăsta dintre Le Quang Liem și Jordan Van Forest. Și meciul a început așa. Prima dată a câștigat Le Quang Liem prima partidă, dar într-a doua Jordan Van Forest l-a bătut. Și pe urmă a făcut două remize și a intrat la, ca să spun așa, la prelungiri. În momentul când a intrat la prelungiri, Le Quang Liem, ca să spun așa, nu mai putea să ia locul întâi. Deci când s-a terminat rapid, pentru că putea să facă maxim 13 puncte și Duda făcuse deja 14 puncte. Dar problema aia era dacă va lua bătaie la Blitz și va lua doar un punct și va fi la egalitate cu Magnus Carlsen și Ramesh Babu Pragnananda, și atunci chiar ar fi fost o chestie foarte ciudată, pentru că era așa, Le Quang Liem îl bătuse pe Magnus Carlsen, dar luase bătaie de la Pragnananda. Dar Pragnananda îl bătuse pe Le Quang Liem, dar luase bătaie de la Magnus Carlsen. Nu știu ce s-ar fi întâmplat în cazul acesta. Dar spre fericirea organizatorilor, habar n-am cum ar fi, ca să spun așa, cum ar fi
finalizat clasamentul final, ca să spun, deci locurile finale, pentru că 2, 3, 4 erau așa, într-un cerc, care nu se rupea niciunde. Dar Lecoalien l-a bătut pe Jordan Van Forest în ultima partidă de Blitz, pe care doresc acum să-ți arăt în încheiere. Și a luat 2 puncte și a luat automat locul 2. Și pe locul 3 a rămas Carson Curame și Babu, ei care erau pe locul 1-2, au terminat pe locul 3-4. Evident, Carson înaintea lui Rameș Babu, că l-a bătut în meciul direct. Deci pe 3 a fost Magnus Carlsen până la urmă, da? Un colaps pentru amândoi. Dar să ne uităm la această partidă, repede, repejor, mai avem 5 minute. Deci, încă o dată, ne uităm la o partidă jucată în regim de blitz. 5 minute cu 2 secunde increment la fiecare mutare de 4. De 5, C4, slavă. C6. Cal F3, cal F6, cal C3, DC4. Cu ideea că dacă joc C4, să țin cu dinții de pion în plus. Da? Cu B5. Și o groază de teorie aici. Dar tot o groază de teorie este și varianta asta, A4. Care ți interzice ție B5. Și pe vremea tinereții mele, adică de mult de tot, negru juca aici și nebun F5. Că ăsta era rolul. Și pe urmă juca E6, da? Și pe urmă scotea și pe ăsta afară, făcea rocadă, căluțul acesta venea aici, da, îi dădea albului pionul înapoi, dar obținea o poziție foarte solidă. Acum eu nu mai sunt la, ca să spun așa, nu mai sunt la curent cu noutățile, pentru că aici negru joacă E6. Ceea ce cel puțin la prima vedere pare o prostie. Pentru că nu profită de timpul avut la dispoziție să scoate nebunul ăsta. Să fie în fața pionului, da? Deci acum nebunul ăsta devine un nebun prost pasiv. E3, C5, nebun C4, cal C6, rocadă mică, nebun E7, dama C2, rocadă mică, turn de 1, nebun de 7. Cum, așa cum este, mi s-a părut mie că este foarte proastă. Când pui calculatorul aici, pe poziția asta, zice că poziția este complet egală. Asta este. Deci, deși nebunul ăsta este un nebun prost pasiv, poziția este foarte egală aici. DC5, nebun C5, pion B3, dama E7, este pe legătură, nebun B2, turn de FD8, cale 4, cale 4, dama E4 și aici ăsta o greșește, nebune 8. Deși din nou, deci Jordan Van Forest, care culmea, Sophie, l-a bătut pe Magnus Carlsen în meciul lor direct. Magnus Carlsen, Jordan Van Forest este ăla care a beneficiat de gafa aia oribilă a lui Magnus Carlsen când i-a dat un turn degeaba. Așa cum Lecoalien a profitat de gafa oribilă a lui Magnus Carlsen când i-a dat Magnus Carlsen o damă întreagă. Și ăsta tot așa, pentru că Magnus Carlsen a fost numai la șah, nu s-a gândit în turneul ăsta. Deci toate partidele pierdute de el, mai puțin asta din ultima rundă, dar în celelalte 3 meciuri jucate le-a pierdut meciul datorită unor greșeli de super începători. Bun. Deci acest nebun E8 este greșit aici. Și calculatorul zice că trebuie să joci cal A5. Să scapi eventual de acest nebun de la C4. Dacă stai să te uiți să opi un pic, acești doi nebuni sunt un fel de nebun corviț, nu? Pe diagonale adiacente, ăsta cu diagonală mai deschisă decât ăsta, dar și ăsta e foarte periculos. Deci cal A5 și calculatorul dă poziție egală. În schimb, el joacă nebun E8. O inexactitate care îl aduce pe el pe post de pradă după damă G4, bibi mat, G6, dar nebunul tău de cazemat e pe cal la mama nebii, deci nu e aici. Cal G5, H5, din nou, o a doua inexactitate, calculatorul zice aici că trebuie întâi să bați
Și după aia să joci Hard City. Mă rog, H5, damă, G3, acum asta bate și turn de 8. Problema cea mare pentru negru e că albul nu schimbă turnurile, joacă turn F1. Și dintr-o dată, în acest moment, asupra pionului din E6, apar așa mici amenințări. Pentru că n-ai eliminat nebunul ăsta de pe diagonala a 2-8, apar amenințări de genul lui calea pe E6. Într-adevăr, cât stă nebunul aici, pionul din G6 este apărat. Dar apar așa puțin. Plus că acest turn a dus la F1, pentru mine cu albul, ce vreau să-ți explic prin aceste idei, Sophie? Eu cu albul am un plan foarte logic și foarte ușor de pus cât de cât în practic. Să împing și F4 urma de F5. Și exact asta face albul aici. Deci după nebun de 6 care îți dă în damă, mersi, F4, nebun A3, hai să schimbăm nebunii, nu vreau. Nebunul meu e mult mai tare decât al tău. Al tău nu stă la G7, stă pe o diagonală idiotă. A3, F8, calb B8, F5. Nebun de 6 înapoi, îți dau un damă. Și acum, Sophie, uite-te la mutarea asta. Calculatorul zice aici că cea mai tare este damă F2. Dar mie îmi place spiritul de luptător al vietnamezului. Că nu degeaba vine de unde vine. Din Vietnam, știi? Că vietnamezii s-au bătut întâi cu francezii vreo 10 ani și pe urmă și cu americanii alți 15 ani. Și nu au bătut nici francezii, nici americanii. Au trebuit să retragă amândoi de acolo cu coada între picioare. F5 ia pe 6. Îi lasă dama în priză. Și după în partid a jucat F6. Dar a fost complet depășit Jordan Van Forest. De fapt, în partid a jucat F6 și după nebunea pe F6 a cedat. Deci F6 nebun, F6 și aici după nebun G3, nebun E7, nebun E5, dar el după F6 nebun, F6 a cedat. Dar vreau să-ți arăt varianta. Asta nu se mai joacă, da? Pentru că efectiv am un turn în plus. Dar problema e, se pune pentru noi, păi bine, bine, dar ce se întâmplă la nebunea pe G3? Păi urmează șah și urmează șah. Și aici, practic, ești forțat să dai dama înapoi, pentru că nu poți să joci rege F8. La H8 nu poți din cauza nebunului din A1, da? Iar la rege F8 ești mat într-o mutare. Mate. Dar și când dai dama înapoi, după dama ia pe F7, calea pe F7, nebun F2 șah, ca să încerci să zici că, băi, asta e cea mai tare. Dar asta e mutare găsită de calculator, Sophie. Cum, Doamne, iartă-mă să găsești o astfel de mutare? Pentru că în acest moment, într-adevăr, zici așa, negru le cedează pentru că ai și nebun în priză, ai și turn în priză. Deci mulți turnuri ți-au nebunul. Într-adevăr, nebun F2 șah ar fi fost o mutare cât de cât mai mare de rezistență, dar și aici, după regea pe F2, regea pe F7, regea E2 cu șah, tot aș fi rămas cu un pion în plus și cu un nebun superior calului din B8. Dar încă o dată în partidă, după acest F5 pe E6, Jordan Van Forest a jucat F6 și după nebunia pe F6 a cedat partida. O partidă de blitz. Nu știu, ori mai fi alte variante eventuale, dar foarte spectaculoasă. Sophie, e fix și 4 minute. Dar am terminat ziua 7. Bine, îți mulțumesc pentru prezență și ne vedem mâine la club. Pa, pa, o după amiază plăcută.